La noapte vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în vestul, centrul și nordul țării, local în sud și pe arii restrânse în rest. Izolat, îndeosebi în zonele de deal și de munte, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Pe crestele montane, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 13 grade. În capitală, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 10-12 grade. Mâine, vremea va fi în general instabilă și se va răci în majoritatea zonelor, astfel încât valorile termice se vor situa ușor sub cele normale pentru această dată. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse și descărcări electrice în sudul, centrul și estul țării și pe arii restrânse în rest. Local, mai ales în zonele de deal și de munte, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade. În capitală, vremea va fi instabilă. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă, ușor mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 20-21 de grade. La munte, vremea va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate și, îndeosebi, ziua, pe arii extinse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Pe creste, cu precădere noaptea, precipitațiile vor fi mixte.